cum alegi în funcție de necesități între Tamron 28-75 de mm, 20-40 sau 17-28. Toate cu diafragmă constantă f-minim 2.8, ceea ce este excelent în luminozitate scăzută, te ajută să obții un bokeh mai pronunțat, un blur mai pronunțat în spatele subiectului și să nu mai vorbesc că sunt totuși obiective de buget. Când spun obiective de buget, nu mă raportez la venitul mediu, mă raportez la prețurile altor obiective cu aceleași specificații. Spre exemplu, din gama Pro, un obiectiv asemănător cu 28-75 de mm f2.8 ajunge undeva la 12-13 mii de lei, depinde de perioadă și de ofertă. În schimb, toate obiectivele astea sunt sub 5.000 de lei fiecare, ceea ce le face să fie obiective de buget. Toate trei sunt obiective full frame, dar pot fi folosite și pe camerele crop. În funcție de senzorul camerei pe care o folosiți, trebuie să faceți conversia să vedeți ce echivalent este pentru camera voastră. Eu mai folosesc și un Sony ZV-10 care are un factor crop de 1.5. Ceea ce înseamnă că acest 20-40 de mm o să fie 30-60 mm pe body-ul cu senzor crop, iar pe acest full frame este într-adevăr un 20-40. Vrei să-ți iei un obiectiv, să alegi un obiectiv dintre cele trei. Hai să începem cu acest 28-75 de mm. În cazul în care ai nevoie de un obiectiv bun pentru luminozitate scăzută și vrei să ai zoom mai mare, nu te interesează să filmezi în modul selfie, da? Vlog. Acest obiectiv nu este potrivit pentru vlog. Nu poți filma selfie cu el. În schimb, dacă vrei zoom, este obiectivul potrivit. Dintre cele trei este cel mai potrivit obiectiv. Poți filma foarte bine B-roll cu el, poți să filmezi afară, în natură, ai puțin zoom. 75 de mm, evident, nu este un power zoom, dar ai ceva zoom. Poți, bineînțeles, să-l folosești pentru portrete, pentru că este totuși la 75 de mm este ok. Îl poți folosi foarte bine pentru evenimente, pentru că 28 de mm este suficient de wide în situațiile potrivite, iar 75 la fel este zoomul, să zic așa, potrivit aproape pentru orice situație de B-roll, de documentar. Nu este un obiectiv greu, da, se extinde la zoom, dar nu foarte mult, nu este un obiectiv mare. Este destul de ușor și este și weather sealed. Și versiunea aceasta are și USB-C cu care putem să facem firmware update și să customizăm butonul acesta de pe obiectiv și inelul de focus. Dacă vrei să filmezi genul acesta de cadre, dacă vrei să filmezi pe cineva, dacă vrei să filmezi B-roll, să filmezi poate niște produse, detalii, să faci un review, un unboxing, da, acesta este potrivit dintre cele trei obiective. 28-75 de mm și pe full frame și pe crop. Țineți cont ce nu puteți să faceți cu acest obiectiv, să vă filmați în modul selfie. Este mult prea zoom, să zic așa, pentru a filma în modul selfie. Mergem mai departe la 20-40 de mm. Este un obiectiv interesant, este modelul nou, tot cu USB-C. Îmi place mult pentru că este foarte mic, este un obiectiv super mic. Iar atunci când facem zoom se extinde foarte, foarte puțin. Și el este weather sealed. Acum, pentru full frame, 20 de mm este suficient de wide cât să te poți filma și în modul selfie dacă vrei să faci vlogging. În același timp, ai zoom până la 40 de mm, ceea ce îl face foarte ok pentru că poți totuși să faci și un portret la 40 de mm, este decent. Ai și puțin zoom dacă vrei să filmezi ceva ce este puțin mai îndepărtat, poți face asta cu 20-40 pe full frame. Pe un body crop, 20 de mm este totuși un cadru prea strâns pentru selfie. Pentru genul acesta de filmări este perfect, dar dacă ții camera în mână, s-ar putea să te chinui puțin. Este totuși 20 de mm pe crop, este... nu, e prea mult. Aș alege acest obiectiv pentru vlogging, travel vlog, pentru chiar și pentru B-roll, mai ales dacă am o cameră full frame și... este ideal pentru transport, pentru că este super mic și ușor, da? Intră în geantă foarte, foarte bine, este mic, este ușor, f2.8 constant, este superb. Mi se pare un obiectiv ideal pentru full frame, pentru ceea ce înseamnă vlogging. 20 de mm este suficient de wide ca să te poți filma în modul selfie. Nu este super wide, dar
este suficient. Hai să mergem mai departe la 17-28. Și acesta este un obiectiv interesant pentru că atunci când facem zoom, nu se extinde nimic, totul este în interior, ceea ce mie îmi place. Este cel mai wide dintre cele trei și este singurul obiectiv dintre cele trei pe care îl pot recomanda cu încredere pentru selfie, pentru vlogging, chiar și cu o cameră crop. Ceea ce vedeți acum este filmat cu Sony ZV-10 și 17-28. Camera este ținută în mână direct și mă pot încadra foarte bine. Acum, la celelalte două obiective, când spun că nu sunt bune pentru vlog, pentru selfie, că nu poți face asta, evident că dacă te chinui, poți face asta, doar că o să stai cu mâna întinsă foarte mult, o să stai într-o poziție ciudată, o să arate rău și te vei chinui destul de mult. Așa că dacă vrei așa selfie, 17-28 este potrivit. Este cel mai wide dintre cele trei și este singurul pe care îl pot recomanda și pe crop și pe full frame pentru selfie. 17 mm este suficient de wide pentru a te filma în modul selfie, da, pentru crop poți avea chiar și un 10 mm pentru wide și e ok, dar și 17 mm este suficient. În schimb, pentru full frame este excepțional, 17-28 este o distanță focală excelentă. Ai și puțin zoom, 28 de mm, dacă vrei totuși să faci o dinamică în vlog, să mai apropii puțin cadrul, să-l îndepărtezi, este suficient zoom cât să poți face dinamică în povestea ta, în storytelling-ul tău. Bineînțeles, și acesta are acest cauciuc de protecție pentru praf și umezeală. Dacă folosești un aparat cu senzor full frame, între 20-40 și 17-28, ai putea să alegi în felul următor. Ambele sunt suficient de wide pentru a te filma în modul selfie, dar trebuie să alegi dacă vrei zoom mai mare sau nu. Dacă vrei puțin mai mult zoom, 20-40, dacă nu te interesează zoomul, 17-28. 20-40, când se extinde, este aproape egal cu 17-28, însă în geantă, atunci când este strâns, este mai mic. Sunt obiective de buget, obiective de nivel mediu, dar ai acel f2.8 constant, ceea ce este excelent, mai ales dacă vorbim de luminozitate scăzută. Și nu uita că modelele noi cu USB-C pot fi personalizate. O să vă las acum pe ecran un tutorial pentru aplicația Tamron Lens Utility ca să vedeți exact pas cu pas cum puteți să personalizați aceste noi obiective de la Tamron.